Începem? Da. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Buciu în ședință ordinară. Primarul Comunei Buciu, județul Bacău, în conformitate cu prevederea articolului 133 alineat 1 articolul 134 alineat 1, litera din ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ. Întâlnire dispoziția articolul 39 alineat 1 articolul 68 alineat 1 și articolul 115 alineat 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Se convocă Consiliul Local Buciu în ședință publică ordinară în data de 31 iulie 2019, orele 13 la sediul Primăriei Comunei Buciu, biroul primarului. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor de eficientizare a activității de înscriere a datelor în registrul agricol în perioada august-decembrie 2019, inițiator primarul comunei. Materiale prezentate în scrisul referatul de necesitate, referatul de aprobare a primarului comunei, raportul cu pantimentul de specialitate. 2. Proiectul de hotărâre privind neasumarea implementării proiectului crearea implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în comuna Buciu, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Materiale prezentate în susținerea referatului de necesitate, referatul de aprobare a primarului comunei, raportul compartimentului de specialitate. 3. Raportul de activitate ale viceprimarului comunei și consiliului local pentru perioada iulie 2019, prezentarea materialului va fi făcută de viceprimarul comunei și consilierii locali. 4 diverse. Domnule președinte, supunem la vot ordinea de zi al ședinței de astăzi. Cine este pentru? Împotrivă. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Majoritate. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune primul punct în ordinea de zi. Referat de motivare, aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea măsurilor de eficientizare a activității de înscriere a datelor în registrul agricol în perioada august-decembrie 2019. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat este o măsură de aducere la îndeplinire a obligației stabilite pentru primar de a face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, analiza semestrială care va fi supusă dezbatere în ședința Consiliului Local conform articolul 6 din ordonanța Guvernul României numărul 28/2008 cu modificări și completări ulterioare și articolul 45 și 46 din ordinul numărul 734/1003/3727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Conform acestor prevederi, am considerat să informez și să propun Consiliul Local aprobarea unui plan de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, tocmai datorită importanței deosebite pe care acest document oficial o are la nivelul unei unități administrative teritoriale. Cu referire generală, având în vedere raportul de control prezentat de secretarul comunei cu ocazia verificării efectuate în registrul agricol, pot menționa că înscrierea datelor în registrul agricol la Comuna Buciu s-a realizat în mare parte conform normelor tehnice și legislație în domeniu. Astfel, Registrul Agricol întocmit pe suport de hârtie cuprinde un număr total de 55 de volume, din care 28 de volume tip 1 pentru ambele sate, tip 2, 25 de volume și pentru persoane juridice, 2 volume. După cum ați aprobat deja la Comuna Buciu, Registrul Agricol este completat manual pe suport de hârtie, dar și în format electronic, ceea ce reunează într-o oarecare măsură activitatea, tocmai de aceea consider că deficiențele constatate sunt firești. Astfel, din totalul registrului agricol manuale verificate, s-a constatat dacă volumele completate sunt întocmite corect, însă lipsesc unele înscrieri obligatorii, exemplu, semnăturile proprietarilor, CNP-urilor, anii de edificare a construcțiilor, lipsa parțială a mențiunilor cu privire la modificările efectuate în registrul agricol. Deficiențe datorate și de reprezentarea titularilor de gospodării pentru declararea datelor și certificarea acestora prin semnătură. De asemenea, s-a constatat că centralizatoarele nu au fost întocmite corespunzător pentru anul 2019. În ceea ce privește operarea în aplicația informatică a datelor corespunzătoare registrului agricol în format electronic, constat că s-a completat la zi pentru toate pozițiile, însă nu este asigurată o concordanță cu pozițiile din registrul fiscal al primăriei. Având în vedere aceste constatări, planul de măsuri care constituie anexa la prezentul proiect de hotărâre prevede acoperirea în cel mai scurt termen a restanțelor. Față de cele prezentate, rog aprobarea prezentului proiect de hotărâre în formă propusă. Aveți planul de măsuri, răspunde cine referentul agricol și are niște termene, cred că ați văzut, de pus în aplicare. Mulțumim, domnul primar.
Dăm cuvântul doamnei președinte de comisie pentru... Mulțumesc. Comisia au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițiale către doamna primar, în vedere faptul că proiectul prezintă o importanță deosebită și, am avizat favorabil acest proiect. Mulțumim, doamna președinte. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt pe acest punct. Dacă nu sunt, supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a expune punctul din ordine de zi. Referat de motivarea aprobarea proiectului de hotărâre privind neasumarea implementării proiectului crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în comuna Bucium, județul Bacău. Doamnă și domnul consilier, urmarea adresei numărul 1871 DPSS din 20.06.2019, transmisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, din care ni se solicită semnarea protocolului de colaborare cu AAPL, respectiv supunerea acestui protocol spre aprobare în ședința Consiliului Local Bucium, am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind de hotărâre prin care am venit cu propunerea de neasumare a implementării proiectului în comuna Bucium. Motivez propunerea formulată de următoarele. În cursul anului 2018, un reprezentant al inițiatorului proiectului în cauză s-a prezentat la sediul instituției noastre pentru a solicita acordul în vederea implementării proiectului crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în comuna Bucium, județul Bacău. Cu motivația că din județul Bacău, comuna Bucium și încă 4 comune au fost selectate să facă parte din acest proiect. În urma expunerii făcute de acest reprezentant s-a concluzionat că punerea în practică a acestui proiect presupune încadrarea în instituția noastră a unui număr de 5 persoane care să îndeplinească următoarele atribuții: asistent social, asistent medical comunitar, mediator sanitar, mediator școlar și consilier școlar. Înființarea serviciului de asistență socială și acreditarea acestuia, precum și asigurarea unui spațiu optim de funcționare cu acces la utilități generale și conectarea echipamentelor tehnice la rețeaua de internet. Răspunsul la acest proiect a fost oferit de îndată în sensul că este negativ. În luna noiembrie 2018, prin adresa numărul 4806 din 21-11, s-a comunicat oficial Ministerul Muncii și Justiției Sociale același răspuns. În data de 18.01.2019, prin adresa numărul 1218, transmisă Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău, s-a comunicat faptul că Ministerul Sănătății va derula proiectul cu denumirea de mai sus, iar comuna Bucium fusese selectată să facă parte din localitățile unde va fi implementat și să comunicăm machetele pentru asistenții medicali, comunitari și mediatorii sanitari. S-a formulat răspunsul tot în sensul negativ, ținându-se despre răspunsul nostru către Ministerul Muncii. În data de 27.08.2019 s-a transmis o nouă adresă din partea DSP Bacău, prin care se comunică formularul de acord pentru participarea la implementarea proiectului de acord, care nu a fost semnat, ba din potrivă s-a comunicat din partea noastră dezacordul cu motivarea acestui conform adresei numărul 864 din 28.02.2019. În data de 9.07.2019 s-a primit la instituția noastră adresa numărul 1871 din 20.06.2019 transmisă de Ministerul Muncii și Justiție Socială, prin care ni se comunicau în 4 exemplare pentru semnare protocolul de colaborare pentru implementarea proiectului împreună cu fișele posturilor pentru persoanele care urmează să fie încadrate. Întrucât toate răspunsurile negative transmise împreună cu motivarea negației nu au fost luate în considerare, fiind forțați să participăm la un proiect asupra care nu ne-am dat consimțământul, a venit cu propunerea de adoptare a unei hotărâri prin care să se hotărească neasumarea răspunderii cu privire la implementarea proiectului. Motivația principală este aceea că, în conformitate cu adresa numărul 8752 din 18.04.2019, comunicată la instituția prefectului județului Bacău, primăria noastră funcționează cu un număr maxim de 24 de posturi, inclusiv primarul și viceprimarul. În momentul de față nu avem posturi vacante pentru care să le transformăm în funcții de natura celor ce fac obiectul proiectului și nici nu mai putem înființa altele. Mărirea numărului de persoane ar presupune încălcarea legislației privitoare la numărul de posturi pentru instituțiile publice, funcție de numărul de locuitori, că de altă parte nu există spațiu și dotări corespunzătoare pentru desfășurarea activității în condițiile la care ne obligă protocolul, iar primăria Bucium nu deține alte spații care să fie utilizate în acest scop. Prin urmare, propunerea formulată în conținutul proiectului de hotărâre este de neasumare a implementării proiectului, crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale în comuna Bucium, județul Bacău. Față de cele prezentate, vă rog analiza și aproba prezentul proiect de hotărâre în formă propusă.
După cum ați citit și dumneavoastră, ați văzut că și știți, în primul rând e vorba de locurile, de 5 locuri, iar în al doilea rând e și mai grav că nu avem unde un spațiu adecvat pentru ca 5 persoane să-și ducă activitatea. Eu le-am spus din nenumărate ori că nu, să nu ne înscrie în acest proiect, că deocamdată nu avem condiții. N-am înțeles și acum dăm o hotărâre de Consiliul Local. Nu avem condiții bugetare, nu avem condiții... Vă mulțumim, dăm cuvântul la celor doi președinți de comisie să-și pună punctul de vedere. Având în vedere faptul că am fi forțați asupra unui proiect pe care nu ne putem asuma, membrii comisiei juridice au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițial de către domnul primar privind neasumarea implementării proiectului. Mulțumesc! Mulțumim, doamna președinte! Membrii Comisiei Buget au fost de acord cu proiectul propus privind neasumarea implementării proiectului. Vă mulțumim. Dacă mai dorește cineva să poate discuție ce imaginea acestui subiect, dacă nu se pune la vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru... Dar la punctul 3... La punctul 3 aveți raportul de activitate. Raportul de activitate. Dacă doamna secretar trebuie să afișeze aceste rapoarte, Sunteți de acord cu afișarea? De acord cu afișarea sau să le expunem până în fiecare? Să punem la vot dacă suntem cu afișarea. Toată lumea. Vă mulțumim. Domnul Vici, la punctul 4 diverse, dacă sunt probleme, dacă aveți probleme deosebite, sunt disponibil să vă ascult. Aveau o problemă. Spune, domnul. Dacă permiteți, nu știu dacă intră în atribuțiunile Consiliului Local, dar eu o ridic ca problemă. Ce se întâmplă, domnule? Pe timp de noapte, pe timp de zi, sunt anumiți șoferi pe răgăuți, mâna aiurea, claxonează, nu se uită că se deranjează enorm. Ce propun eu? Haideți să facem noi un, două, trei bariere pe unde sunt locuri periculoase pentru copii, aproape de școală, unul, ar mai fi la... Unde eu iau țigane acolo de vară, că mi-e dezare. Nu ce este o barieră, dacă se poate vinde o coașă. Nu o coașă, nu barieră. O chestie de acasă, în general. Barieră, ia-ți luat. Am înțeles. O limitare din limitare, centru limitare de vitere. Și dacă e posibil și se poate... Nu știu dacă noi nu suntem la măsură. În momentul în care interveniți pe strada respectivă... Revine la băieții de la rutieră, oare? Nu. De aprobare. Nu. De... Când o să se facă bugetul local, da, când o să se facă drumul ia comunei Buciumii, deci 124, drum comunal, n-ai de cine să-l facă decât noi, și când o să fie niște bani în bugetul local, vedem cât costă câteva treceri din alea, de oprire, o să vedem, căutăm o firmă care livrează așa ceva și să vină să-și remonteze, dar întâi să vedem suma. Da. Suma și de unde. Da, 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 dar asta da. Se poate face numai la o rectificare, dacă sunt bani, sau la bugetul pentru la anul. Da, da. Mulțumim, dacă mai sunt... Dacă nu mai sunt, declarăm ședința închisă. Vă mulțumim.